Într-un sat de munte îndepărtat, o serie de cadavre de animale apar brusc peste noapte și par să fi fost demolate de o sursă necunoscută. În Yugami, un detectiv specializat în acest tip de evenimente este chemat de la Tokyo pentru a investiga aceste dezastre. După aceea vedem un grup de băieți în sat care sunt încântați când aud despre detectivul care vine tocmai din Tokyo și sosește în orașul lor. Un grup vedem un băiat pe nume Yotaro Kasuka care într-o zi vrea să viziteze Tokyo și să devină el însuși detectiv. Prietenul lui îl roagă să-i lasă vină mai târziu să-l vadă pe bărbatul din Tokyo, iar el este de acord atâta timp cât nu deranjează oaspeții. Yotaro începe apoi să-și bată joc de un băiat cu aspect ciudat, numit Kabane, care este vărul lui Yotaro și locuiește cu ei. Yotaro îi spune să stea afară odată ce sosește, deoarece miroase mereu. Între timp, detectivul din Yugami este văzut pe marginea drumului cu o anvelopă deflată. Mai târziu, doamna Kusaka, mama lui Yotaro și clientul Yugami, apare pe drum și se oferă să-i dea o plimbare până la casa lor, care este locul unde devastat deocamdată. Ei vorbesc despre cadavre animalelor care se petrec din nicăieri și cer să păstreze această investigație secretă pentru copii, deoarece s-ar putea speria de aceste evenimente. Detectivul este de acord și a spus că va face tot posibilul pentru a păstra pacea în sat. La vilă, Inugami îl vede pe Kabane lucrând pe câmp și îl salută. Cu toate acestea, Kabane nu spune un cuvânt și doar se înclină, făcându-l pe Inugami să creadă că este timid sau poate un muncitor din greu care nu vrea să fie deranjat. Noaptea, Inugami se relaxează în izvoarele termale, iar Yotaro intră și se oferă să se spele pe spate. Inugami întreabă apoi pe Yotaro despre băiatul pe care l-a văzut pe câmp. Yotaro îi spune că se numește Kabane, cunoscut sub numele de Doratobo, poreclit după un yukai și lucrează mereu afară la câmp. Se pare că Kabane s-a născut cu un miros foarte urât, așa că nimeni nu se va apropia de el sau nu vrea să vorbească cu el. El a fost de asemenea abandonat de părinții săi și de atunci mama lui Yotaro l-a primit. După baie, detectivul întreabă pe doamna Kusaka că nu mai vrea ca fiul ei Yotaro să-l servească și cer lui Kabane să-l îngrijească. Dimineața, Kabane face cafea pentru Inugami, iar după ce a vorbit puțin, Inugami îl întreabă pe băiat dacă a văzut ceva ciudat recent, deoarece știe că Kabane este mereu plecat târziu lucrând la câmp. Kabane îi dezvăluie Inugami că știe despre animale moarte care au apărut recent și că el este de fapt cel care trebuie să scape de cadavre. El îi explică Inugami că aceste evenimente au loc în mod normal în noaptea lunii noi și că următoarea lună nouă va fi în 5 zile, așa că cel mai probabil acesta va fi următorul eveniment. După aceea, amândoi așteaptă următoarea lună nouă, iar în aceste zile detectivul își petrece cea mai mare parte a timpului ajutându-l pe Kabane în treburile sale zilnice. Până într-o zi, Inugami observă un colier pe Kabane și le întreabă ce a fost. Kabane spune Inugami că nu știe ce este, dar are acest colier pe el de când s-a născut și cel mai probabil a aparținut părinților săi. El spune că probabil a fost abandonat de ei, dar a purtat această piatră toată viața. Cu toate acestea, Inugami recunoaște simbolul de pe piatră și a spus lui Kabane că nu este incorrect cu privire la ce este această piatră și îi spune că se numește piatră de viață. I-a spus băiatului că această piatră are o componentă specială în ea care se poate forma doar în circumstanțe speciale. Deoarece este atât de prețios, părinții lui nu i-ar fi lăsat-o fără motiv, adică nu a fost de fapt abandonat. Detectivul îl întreabă pe Kabane dacă ar dori să-și cunoască părinții într-o zi și crede că ar putea să-i dea de urmă dacă dorește. În noaptea lunii noi, Kabane îl așteaptă afară pe Inugami, dar este apoi confruntat cu Yatero, care este gelos pe atenția pe care o primește de la detectiv. Începe să strige la Kabane spunând că nu este special și că vrea doar să facă totul să-i strice șansa de a merge la Tokyo. În timp ce este furios, Yatoro smulge colierul lui Kabane, făcându-l pe băiat să se transforme într-un monstru demon. Yatoro își vede transformarea și a fugit rapid țipând, dar din fericire, în timp ce era în formă de demon, a reușit să ridice colierul și revine la normal. După ce își dă seama ce a făcut, Kabane se supărat și este văzut plângând lângă hambar. El crede că este vina lui pentru că animalele recente au murit, până când Inugami l-a găsit și apoi arată coada pe spate. El îi explică lui Kabane că kimonourile există în lumea umană de foarte mult timp, care sunt ființe rare care trăiesc printre oameni, dar trebuie să rămână detectate de ei în orice moment. El îi spune lui Kabane că este un hibrid între om și ukai și că piatra este importantă pentru el deoarece îi permite să rămână în forma sa umană și oprește setea să atace oamenii. Le adaugă de asemenea că există un alt vinovat care a comis aceste crime. Cunoscând că Kabane nu este de vină, Kabane își dă seama că vărul său Yatero a fugit în pădure deoarece s-a speriat când l-a văzut pe Kabane transformându-se într-un demon, așa că amândoi au mers în pădure să-l găsească. După ce l-a găsit, Yatero este înconjurat de câini transformați care sunt în curând terminați de duo. La câteva momente dau peste unul dintre vinovați, un elan demonic și fără nicio întârziere îi atacă, dar și Kabane este înțestrat cu o forță incredibilă și a reușit să-l învingă cu mâinile goale. Inugami este impresionat să vadă asta, dar câteva momente după aceea, Inugami dezvăluie că de fapt a fost angajat să-l termine și că îl mințea deoarece Kabane era principalul vinovat,
iar doamna Kusaka știa ce este cu adevărat. Kabane, din moment ce sora ei a spus că ea îl dăruiește, detectivul împușcă apoi în cap. După ce s-a întors în sat, Inugami spune doamnei Kusaka că a terminat treaba și apoi pleacă în timp ce ia cadavrul lui Kabane cu el. Mai târziu, Kabane își regenerează corpul și este din nou în viață. Inugami explică că acest lucru a fost posibil pentru că este pe jumătate yakai și uman. Apoi îl duce la biroul său din Tokyo. Aici Kabane întâlnește alți doi orfani pe nume Shiki și Akira. Inugami explică că i-a primit deoarece fac parte din rasa lor cunoscută sub numele de Kimono. El îi oferă lui Kabane să stea aici în Tokyo și să lucreze cu ei și cu echipa detectivi, dar îi spune că nu trebuie să răspundă imediat. Akira întreabă apoi dacă Kabane este și un kimono ca ei, deoarece miroase destul de neobișnuit. Inugami le spune că este pe jumătate kimono și uman, așa că este cunoscut ca ceea ce se numește Haneo, dar yakai-ul din el este atât de puternic făcându-l un demon nemuritor, dar el are asemănări cu Shiki, deoarece ambii sunt Haneos. Lui Shiki nu-i place că au recrutat o persoană nouă și este furios că Kabane își purta hainele. El îi spune lui Kabane că este un an mai, că este cu un an mai în vârstă decât el, făcându-l superiorul său, apoi pleacă furios la baie. Mai târziu, când Kabane merge la baie, se împiedică de un fir, iar Shiki apare întrebând de ce a venit aici. Kabane îi spune lui Shiki că Inugami l-a ajuns să-și găsească părinții, dar Shiki râde, spunând că cel mai probabil sunt morți sau că a fost abandonat. Kabane încearcă să se ridice, dar sfoara este atașată de el, iar Shiki îl avertizează să nu se miște, altfel îi va rupe piciorul. Totuși, Kabane nu ascultă și se eliberează lăsând o gaură în picior. Shiki întreabă dacă doare, dar spre surprinderea lui Kabane reușește să se vindece și să regenereze partea corpului. A doua zi se îndreaptă spre prima lor sarcină de investigare. Când ajung, poliția spune că a existat o infestare de insecte care a atacat o familie în casa lor. Inugami explică că ceva în interiorul camerei atrăge insectele și dacă nu-l scot, insectele nu vor părăsi niciodată camera. Shiki încearcă să-și folosească puterile de mătase pentru a produce țesături și încearcă să prindă creaturile în rețea. Cu toate acestea, asta nu are rost, deoarece bugurile distrug rețeaua mâncând-o. Înainte ca Inugami să intervină, Kabane se oferă voluntar să intre înăuntru. Acest lucru îi face pe toți și din cameră speriați, deoarece el este doar tânăr. Dar Inugami este de acord cu acest lucru și își amintește că el, Kabane, nu poate produce sânge și nu poate simți nicio durere. Imediat ce intră, gândacii acoperă tot corpul, dar nu simte nimic, iar animalul nu se poate hrăni cu el, așa că a reușit să găsească obiectul care a făcut ca gândacii să infesteze casa. Inugami spune băiatului care locuiește acolo că gândacii se hrănesc cu emoția umană a vinovăției, iar obiectul care îi atrage a fost o pereche de pantofi furați, pe care frățiorul băiatului furase pentru mama lor, pentru că sunt atât de săraci. După aceea, Kabane acceptă să facă parte din echipă, iar în schimb, Inugami îl va ajuta să-și găsească părinții. Mai târziu îl vedem pe detectiv vorbind la telefon cu o femeie misterioasă pe nume Inari, care are o mare influență în poliția din Tokyo. El îi spune lui Inari despre Kabane și că ar putea fi o posibilă amenințare. A doua zi, Inugami îi trimite pe băieți la secția de poliție pentru a se întâlni cu Inari. Cu aceste, ofițerul nu crede că o vor cunoaște pe Inari și oprește să meargă să o vadă. Deodată apare o fată pe nume Kan, care întreabă care dintre ei este Kabane, întrucât Inari îl așteaptă în biroul ei. Când Kabane îl întâlnește pe Inari, ea se comportă ciudat față de el și este interesată doar de piatra vieții lui Kabane. Ea explică că această piatră, Kimonos, ca rasă, nu ar trebui să se hrănească cu energiile oamenilor pentru a supraviețui în această lume și i-a spus că are nevoie de piatră pentru a o reproduce, în timp ce scoate capul și îl pune într-o valiză. Inari îi ordonă apoi lui Kan să-i trimită pe ceilalți băieți care așteaptă afară. În timp ce era afară, Kan s-a transformat în Kabane, dar își pierde controlul când Shiki își jignește stăpânul și își dezvolie forma reală de Katsune și începe să-i atace. Ea începea să dea totul pe foc, iar Shiki își folosește mătasea pentru a forma un scut și prinde valiza cu capul lui Kabane. Shiki ia capul. Între timp, Kan este furioasă așa cum și-a dorit, impresionând-o pe Inari, deoarece a promis că nu o va mai dezamăgi niciodată, așa că începe să-i atace cu și mai multe bile de foc. În timp ce băieții adăposesc Kabane, îi spune lui Shiki să-l arunce asupra lui Kan, iar el o va pune la capăt. După ce a aruncat cu capul, a reușit să o muște în aer și o învinge în câteva secunde. După ce a plecat, totul în jurul secției de poliție revine la normal, fără flăcări, dezvăluind că puterile ei sunt doar o iluzie. După aceea, Kabane își regenerează întregul corp, ceea ce îl șochează pe Shiki și nu înțelege cum este capabil Kabane să facă lucrurile pe care le poate face, deși sunt menite să fie de același fel și este gelos pe el, dar el decide că este cel mai bine dacă vor deveni prieteni. După ce ies afară, o găsesc pe Inugami care îi așteaptă și descoperind că piatra care a fost furată de la Kabane a fost plantată pe el de Inugami
și este o piatră care se schimbă, pe care Nogami dezvăluie lui Inari că piatra pe care o ține este de fapt falsă, iar cel adevărat era încă cu băiatul. Inugami o certa pentru că l-a trădat, lăsând-o pe Inari extrem de furios. Mai târziu tot sosesc în afara biroului lor, dar la sosire fata Volpe, Khan, reapare, spunând că are nevoie de capul lui Cabane. Altfel, nu și-a ieșuat misiunea pentru Inari, dar din cauza rănii sale ajunge să leșine. Inugami duce înăuntru, apoi îl hrănește pe Khan. Mai târziu Inugami este confruntat cu Khan, care încă cere capul lui Cabane, altfel nu se poate întoarce la stăpânul lui Inari. Așa că Inugami o păcălește, în schimb transformând un fruct portocaliu în capul lui Cabane, iar după ce o respinge, Shiki sublinează că atunci când află că este fals, se va răzbuna, dar Inugami nu crede că este o problemă. Între timp, Cabane primește o nouă slujbă de la Inugami, care este să se îndrepte spre malurile râului și să investigheze unele decese care au avut loc de entități supranaturale în apropierea canalizării. Akira și Cabane ajung la canalizare, iar Cabane îl întreabă pe Akira care sunt puterile lui. I-a spus că poate transforma apa în gheață, dar este groaznic când aș forma puterile în situații stresante. Dintr-o dată, amândoi sunt atacați de un om broască uriaș și îl capturează pe Akira, dar Cabane reușește să le libereze. Înainte ca broasca să atace din nou, apare un tanuki care este mesagerul lui Inugami și le dă o scrisoare împreună cu o pungă și un recipient cu sânge. Mesajul de la Inugami afirmă că broaștele sunt kimonouri, care sunt principalii vinovați ai deceselor recente care au avut loc în oraș și au devenit cinstiți împotriva raselor și și-au pierdut toată mândria de kimono. Inugami a spus că sângele care a venit odată cu scrisoarea este pentru a atrage creature asemănătoare broaștei și vrea ca Cabane să le scoată afară și să le elimine pe toate pentru a ține oameni din oraș în siguranță. Akira se sperie când aude că trebuie să se lupte cu ei, dar apoi își amintește motivele pentru care a venit la Tokyo, adică să-și înfrunte temerile și să devină o persoană mai puternică, așa că decide să rămână și să-l ajute pe Cabane. Akira eliberează sângele demonului în apă, iar broaștele vin în grabă spre ei. Cabane se luptă singur cu ei, deoarece Akira are probleme și nu are deloc curaj. Cu acestea, Cabane este cu adevărat puternic și are mai multe mișcări pentru a evita creaturile, dar apoi este depășit deoarece sunt prea multe dintre ele. În acel moment, Akira își amintește cum toată lumea îl tratează ca pe un slab și vrea să schimbe părerea tuturor despre el, iar brusc lansează un atac uriaș de gheață împotriva creaturilor, înghețându-le pe toate și învingându-le pe fiecare dintre ele. Dar doar câteva zile după, Cabane face curățenie pe hol, dar este tras într-o cameră misterioasă, unde întâlnim un tip pe nume Hai, care locuiește în biroul lui Inugami în tot acest timp. Se întâmplă să se specializeze în IT și face totul în culise. Inugami se supărat că le-au găsit, deoarece este un vampir nemilos cu puteri supranaturale. În birou, Mihai își părăsește camera pentru prima dată în luni de zile și dezvăluie că Cabane și-a rupt de fapt încheietura mâinii după un meci de brațe, de aceea nu și-a putut juca jocurile video, așa că a decis să ajute la anchetă. Lucrează în schimb. Mai târziu, Mihai îl păcălește și îl prinde pe Inugami în camera lui și îi trimite pe băieți într-o misiune riscantă, în care ar trebui să investigheze o fabrică cunoscută pentru angajații care mor la întâmplare unul câte unul. Până de curând s-a oprit brusc și trebuie să afle de ce. Înainte să intre, Shiki a decis să-și acopere tot corpul cu pânza lui de mătase și a reușit să devină invizibil, deoarece firele lui de mătase reflectau obiectele din jurul ei. Shiki intră în fabrică, iar odată înăuntru o mașină de jucărie se apropie de el. Se dovedește că Mihai are o mașină cu telecomandă care devine și ea invizibilă. El îi spune lui Shiki că mașina îi va fi însoțitoare și la scurt timp descoperă că toți angajații se comportau ciudat într-o cameră, toți aliniați și lucrând ca și cum ar fi zombie. Brusc unul dintre ei decide să fugă, dar este găsit de manager. El este apoi dus într-o cameră în care o altă femeie se transformă într-un țânțar kimono și se bucură de creier, făcându-o să se întoarcă la muncă, dar nu-și poate folosi creierul, așa că va lucra la nesfârșit. Shiki se teme de țânțar și a spus că nu-i poate înfrunta pe toți trei. Mihai nu este de acord și vrea să-i înfrunte, așa că Shiki încearcă să iasă de acolo, dar Mihai folosește mașina de jucărie pentru a crea o zarvă, iar femeia este și-a găsit mașina de jucărie. Cel care a găsit mașina o ascunde repede și le spune celorlalți că nu a fost nimic aici, dar ei par să nu aibă încredere în femeie, iar liderul vrea să cerceteze zona. Apoi țânțar își folosește abilitățile kimono pentru a găsi pe Shiki invizibil. Totuși Mihai folosește mașina pentru a o electrocuta, salvând viața lui Shiki. Shiki totuși nu se poate mișca și acum este înghețat pe loc, iar Mihai își dă seama că Shiki trebuie să fi trecut prin niște incidente traumatizante de-a lungul copilăriei și se pune doar pe față pentru a părea dur, dar în realitate este întotdeauna frică. Cu acestea, Shiki își revine în sfârșit în fire și își folosește din nou mătasea pentru a se camufla și mătasea întreagă în cameră, eliberând diferite toxine aer pentru a deruta kimonoul, învățând cum să-l prindă în capcană și să-l termine. În același timp, ceilalți doi băieți par să oște pe Shiki, iar Cabane o poartă pe sora țânțarului și îi spune lui Shiki că a învins-o ușor. În curând sosește țânțarul șef, iar ea se hrănește din creierul celor două surori, părând a fi și mai puternică decât înainte și doborând pe Akira și Shiki. Singurul care a mai rămas este Cabane, iar după ce a primit sfaturi de la Mihai despre cum să-și folosească în mod corespunzător puterile kimonoului, obține o mare putere și smulge brațele creaturii. Dintr-o dată apare noul asistent al lui Inari, Nabamuru,
Toro, care distruge rămășițele din ceea ce a mai rămas din țânțari. El explică cum trebuie să fac asta pentru ca oamenii să nu afle despre specia de kimono. A doua zi, grupul pornește într-o excursie pentru a afla mai multe despre părinții lui Shiki. Ajunși acolo, băieții se plimbă prin oraș până când Kabane găsește o carte despre o legendă locală a orașului, care vorbea despre un bărbat care a venit acasă într-o zi și a găsit un păianjen în mâncare și, deși nu avea prea mult de el însuși, a decis să hrănească păianjenul și să-și împartă mâncarea cu el. A doua zi, când s-a trezit, casa săracului era plină de pânze de aur pe care apoi le-a vândut și s-a îmbogățit trăind fericiți pentotdeauna. În timp ce ne uităm la carte, vedem o fată misterioasă cu păr roz care se uită la Shiki, apoi vine Inugami, spunând că l-a găsit pe unchiul Shiki, așa că tot se îndreaptă spre pădure, unde bărbatul le spune că tatăl băiatului a murit în timp ce mama lui era însărcinată cu el. Apoi tatăl său a murit de o boală când Shiki avea doar 5 ani. Noaptea, în timp ce era în baie, Nabamuru sosește și invită să exploreze pădurea să încerce să apropie grupul, deoarece începeau să se simtă separați unul de celălalt. Cu toate acestea, în timp ce se afla în pădure, Shiki începe să-și amintească vremurile când mama s-a mers în pădure să se apuce de muncă și a spus să rămână în urmă. Apoi urmează drumul pe care ea a luat-o, iar celălalt îl urmează și sunt îngrijorați de unde se duce. După aceea, Shiki ajunge la o colibă și în același timp își amintește că mama lui a intrat în aceeași colibă și are un flashback despre momentul în care a urmărit-o într-o noapte și a văzut ceva îngrozitor când a deschis ușa. Mama lui se reproducea ca un demon mare, Komino, și avea loc un fel de experiment, motiv pentru care Shiki a fost traumatizat în tot acest timp în timp ce creștea. Inugami îl duce pe unchiul lui Shiki în pădure pentru a vorbi cu el și, fără prea multă presiune, bărbatul a dezvăluit că a participat la experimentele pe mama lui Shiki, folosind mai multe creaturi kimono, până când s-a născut un kimono cu mutații de a produce mătase aurie. A aflat că mătase de aur era capabilă să restaureze celulele umane și că va câștiga o avere din ea, dar bărbatul nu și-a dat seama că Shiki a auzit tot ce a spus unchiul său la un apel telefonic, iar Shiki apare din întuneric prinzându-și unchiul într-un copac și este gata să-l termine. Totuși, în acel moment apare un kimono gigant care încearcă să-l mănânce pe Akira, dar apoi mușcă mâna lui Inugami, care acum este otrăvit, iar grupul este înconjurat de eroiuri de creaturi kimono, așa că ajung să se despartă. În timp ce creaturile îl încolțesc, unchiul lui Shiki explică cum aceștia sunt frații și surori lui Shiki ca urmare a experimentelor care s-au făcut. Curând după aceea, toate creaturile încep să vorbească cu vocea mamei sale, iar asta îl face pe băiat să se prăbușească. Înapoi la Inugami, tânăra misterioasă apare pe nume Aya și îl calmează pe Kaminos furios, după ce îl conduce pe cei doi la lac, care vindecă brațul Inugami. Între timp, Shiki continuă să aibă inima frântă când aude vocea mamei sale de la toți demoni și este trist de ceea ce unchiul său a făcut familiei sale, făcându-l astfel slab și incapabil să găsească puterea de a lupta, așa că îi poruncește lui Kabane să lupte și să-i omoare pe toți pentru el. Îl vede apoi pe Kabane transformându-se și începe să lupte împotriva tuturor monștrilor, iar cu ajutorul lui Nabamuru, el învinge creaturile, inclusiv un kimono gigant. După aceea, lupta se termină, iar Kabane îl aruncă pe Akio jos și îl întreabă pe Shiki dacă ar trebui să-l termine, dar Shiki a spus că chiar dacă ar fi să-l omoare, acest lucru tot nu i-ar aduce familia înapoi și decide să nu o facă. Deodată ea ajunge la fața locului și îl întreabă pe Akio, tatăl ei, unde a ascuns coconul pe care l-a făcut ea. Se pare că coconul este folosit pentru a produce mătase aurie, așa că Inugami decide să-l lase pe Mihai și cu datele pe care le-a cules în ultimul an din investigarea lui Akio. Pentru concluzia, poate concluziona cele patru locuri pe care Akio le vizitează cel mai mult. După aceea, Mihai îl dezvăluie petele lui Inugami, iar Aya își dă apoi seama unde trebuie să fie coconul. Fata se grăbește apoi acolo, dar la scurt timp după aceea și Shiki ajunge de urmă și spune că el va fi cel care va recupera coconul. Apoi se scufundă în apă și află că mama lui este încă în viață. El o scoate la suprafață, dar în acel moment se dezvăluie că mama a fost plasa de aur în tot acest timp, așa că o salvează și Inugami îi aduce pe toți înapoi la locul lui din Tokyo. El îi spune lui Shiki că știe un loc unde își poate ajuta mama să se întoarcă în oraș. Și este bine să-și lase unchiul în viață, deoarece a concluzionat că distrugerea moștenirii sale a fost mai rău decât moartea. Cu toate acestea, când pleacă, Nabamuru reapare și îl termină. Mai târziu vedem că Aya se teme că fratele ei Shiki o va urâ, dar băiatul a spus că dacă nu ar fi supraviețuit experimentelor tatălui ei, mama lor nu ar mai fi în viață astăzi. Apoi mama se trezește fericită să-și vadă copiii în viață și în siguranță. Acest moment se alătură și sora lui Aya în următoarea misiune și devine membru al echipei de investigație. Se pare că Aya s-a îndrăgostit de Kabane și îi cere să iasă. Chiar atunci Ka pare să vrea să lupte cu ea și este gelos când i-a văzut pe cei doi împreună. După aceea, Inugami explică că următoarea slujba ar fi să se confrunte cu un kimono invizibil care dorea să devină cea mai frumoasă femeie din oraș. Odată ce ajung, fata vulpe este întristată de atenția pe care băiatul o acorda Aya și rămâne în urmă, unde începe să audă o voce care îi cere să o ajute. Apoi o forță invizibilă o trage de păr pe Aya, astfel că Banner lovește aerul pentru a o salva. După aceea apare un kimono pe nume Kadanai
Tanashi, care dezvăluie că a smuls anumite părți ale fetei pentru a deveni cea mai frumoasă fată pentru a cuceri inima unui băiat care lucrează în magazinul din apropiere. Dintr-o dată, Kan ajunge să-și piardă controlul și o atacă pe aia, totuși Kabane o apără, așa că Kan fuge înapoi la birou plângând. Înapoi la birou, Inugami este informată că sarcina a fost rezolvată când aia a reușit să formeze un corp uman pentru Kadanashi, așa că a promis că nu va mai ataca pe nimeni altcineva niciodată. Noaptea, Kabane o caută pe Kan în pădure și o mânghe. Pe de altă parte, Inugami o însoțește pe Kuni, unde ea îi onora în secret ceilalți copii Kamono decedați. Mai târziu, se face cunoștință cu Yuri, fratele geamului lui Akira, care în gândurile sale și-a amintit vremurile de când s-au născut amândoi și toate nevoile lor au fost îngrijite de femeile satului.